Și ce vă mai pot spune? Că toată lumea cunoaște ca Eli. Da? Iar dacă îi punem un L frumos la sfârșit, devine dinul acestui oraș, ceea ce dorim cu toții noi care suntem în acest partid și, de ce nu, întreaga suflare a municipiului Caracal, pentru că, așa cum vă spuneam, ne bazăm pe acei peste 80% din locuitorii Caracalului, iar dacă facem 80% din vreo 34.000, vă dați seama că câte zeci de mii de suflete stă acest edil, acest viitor primar, și de ce nu omul care se scoată municipiul Caracal din această mizerie, cum să spun. Aș vrea să încep cu o întrebare, un viitor primar, să zicem. Ne-ați prezentat o grămadă de puncte aici, pe care dumneavoastră aveți de gând să le faceți. Bănuiesc că aveți de gând să stați primar cel puțin cât a stat Anghel. Cum comentați asta? Sunteți sigur că veți realiza toate aceste proiecte, așa cum vi le-ați propus dumneavoastră? Și în cât timp? Deci am propus noi primul mandat. Deci nu ne-a putut să facem promisiuni de șarte, tot ceea ce am spus cu punctul acolo organizat, în primul mandat. Cred că mandatul să răspundă cetățenii municipiului dacă mai merităm să continuăm împreună sau dacă nu. Bine, nu o să-și mai lasă să știți condiții ca să poată să continue în următorul mandat, ci va face o altă platformă la sfârșitul primului mandat ca să poată să fie reales, așa cum spunea dumneavoastră, măcar cât domnul Gheorgheanu, să știți că e foarte tânărare. Păi, probabil că domnul Gheorgheanu, când era primar, când a început să fie primar, probabil era mai tânăr ca dumneavoastră. Vă rog. Domnul Gheorgheanu. Nu se întâmplă în viață ca ceea ce vă dorim să se realizeze. Presupunem că vă sunt primarul Caracalului legislatura următoare. Ce veți face dacă veți fi un primar al opoziției, domnule Ciocăzan? De cum veți atrage fonduri atâta timp cât se știe că majoritatea guvernărilor de până acum au repartizat fonduri pe criterii strict politice, nemai vorbind de guvernul actual? Asta e o întrebare, dacă vreți. Am răspundare? Ok. În primul rând încep cu voi fi primar, nu dacă voi fi primar. Nu intrăm într-o hotărâre pe care o câștigăm. Să vi se realizeze. Dacă ai o echipă foarte bună de mesie, dacă o echipă de conducere foarte bună, acum mă refer la profesioniști, nu nepotism, nu altceva. În situația în care ai o echipă foarte bine echipată, vei obține acele fonduri europene. Sunt destule comune din opoziție care au obținut aceste fonduri europene, structurale, da? Păi, de trei luni, și așa mai departe. Poftiți? Eu am vorbit că sunt comune din opoziție care au obținut aceste fonduri. Deci nu neapărat politic. Au fost primari care au pus să se zbată pentru a obține aceste fonduri. Deci vom face tot ce e posibil cu echipa pe care o vom coordona, astfel încât să obținem aceste fonduri europene. Dacă proiectele sunt bine făcute, bine argumentate, finanțările n-au cum să nu ajungă în municipiul nostru. Da. Puneți suplini într-un timp foarte scurt, în timp scurt, campania deja bate la ușă, deci fapt se face o campanie în stat acum. Deci puneți suplini lipsa dumneavoastră de popularitate, de vizibilitate în acest oraș. Din punctul de vedere, cred că o imagine în acest municipiu am, atâta timp cât locuiesc în acest municipiu de 16 ani, de 9 ani coordonez o activitate foarte importantă în acest municipiu, cred că toată lumea care a trecut pe la biroul meu, pe care ne-a rezolvat. Cred că am o imagine destul de bună, cred că împreună cu echipa pe care o avem, vom promova imaginea candidatului PSD la funcția de primar și cred că vom câștiga. Dacă puteți să ne mai spuneți foarte pe scurt ceva despre crearea unor locuri de muncă, a unor parteneriate ale primăriei, așa, în sensul de a ușura șomajul, dragostit prin acest oraș. Că n-am văzut, hai că n-am văzut în programul dumneavoastră. Că nu este program, aceasta este o platformă. Programul am promis că îl aducem și îl vom prezenta și îl vom da tuturor cetățenilor până
Am înțeles. Da, bun. Pentru ca să atragi investitori, trebuie să vină primăria în întâmpinarea acestor. Adică trebuie să le pui, să le vezi anumite facilități, să găsești oportunități de niște terenuri pe care să se poată dezvolta parcuri industriale, o să vină orice investitor cu capital privat. Trebuie să le asiguri terenul și toate utilitățile. Să stabilești împreună cu acest consiliu pe care vrem să-l facem de coordonare al agenților economici la nivel de municipiu, toate condițiile astfel încât să se creeze un număr cât mai mare de locuri de muncă. Nu am avut niciun candidat din afară, pentru că nu am vrut să vedem care este poziția noastră în municipiu, ci care este poziția candidației, posibilor candidați la această funcție. Deci am fost eu trecut pe această listă, domnul Eduard Ciocăzanu, domnul doctor Cristi Conan și domnul director de Atea Dorneaș. Domnul Ciocăzanu s-a situat foarte bine, așa cum vă spuneam, cu un procent de peste 56%. Nu, mi s-a spus 56%. Noi credem că e mult mai sus. O să mă întrebați că eu nu sunt popular. Eu nu știe tot orașul că nu mi-am dorit această funcție și nu-mi doresc această funcție, pentru că un primar al unui municipiu de asemenea amploare, dacă nu este ajutat și din alte puncte de vedere, și aici cred că înțelegeți foarte bine că noi să vă ocupați de peste ceva timp, nu poate să ajungă la realizarea platformei respective. Însă, deci acestea au fost candidații, nu s-a plas procentele celorlalți candidați, pentru că nu mi se pare corect ca într-o competiție internă să se știe absolut totul, însă domnul Ciocăzanu stă pe un procentaj foarte bun, iar așa cum vă spunea și dumnealui, are o popularitate bună în acest municipiu, eu aș spune foarte bună în această zonă a județului. Însă, în acest municipiu, are o popularitate bună. Cred că cu o campanie pe care sunt sigur că o vom face, nu agresiv, ci o campanie care să meargă la sufletul și la înțelesul tuturor locuitorilor municipiului Caracal, va fi primar fără nicio problemă cu un procentaj extraordinar de bun, așa cum partidul nostru a dovedit în ultimul timp. Sunt lucruri pe care poate să le realizeze într-un mandat primar. Sunt lucruri pe care noi le-am descoperit, așa cum vă spuneam, de 3 ani de zile. Sunt lucruri pe care nu sunt numite am dat facultate, am spus absolut tot. Da. Însă să știți că și dumnealui merge cu mașina pe acele străzi pe care ați venit și dumneavoastră. Și din punctul meu de vedere, asta e prima problemă. Eu spun foarte clar că nu respect toate standardele de performanță, motiv pentru care ocupa această funcție de normal de zis. Către domnul președinte, am și o întrebare, e un pic mai delicată. În ce relații sunteți sau cu deputatul Florin Iordache? Mai este sau nu mai este membru al PSD Caracal? Domnul deputat Florin Iordache, așa cum bine știți, este deputat PSD. Este membru PSD, dacă este sau nu membru al PSD Caracal, vă poate răspunde dumneavoastră. Eu vă pot răspunde din funcția pe care o reprezint, adică de președinte al acestei organizații, și vă spun că la această oră domnul deputat Florin Iordache nu este expus din această organizație, așa cum este expus domnul primar Gheorghe Angel, și un număr de 5 consilieri pe care noi nu mai îi putem sau nu i-am putut până la ora aceasta schimba din această funcție. Și așa cum bine știți, e atributul special și direct al partidului, nici de cum al unui edil. Se face parte din o alianță? Da, care este situația aici la Caracas?
legat de faptul că este municipiu și că protocolul a prevăzut că municipiul are ședință de județ, dar posibil, posibil, a existat declarația liderilor celor două partide de aici de la Rol, că este posibil să existe anumite înțelegeri și în alte localități mari. Deci așa cum pot să vă răspund, deja am înțeles întrebarea. Și voi ne-am face o altă întrebare legată de un sondaj. Da. Așa cum vedeți, astăzi ne aflăm pentru a lansat candidatura domnului Eligiu Crezanu și așa că nu mai încape niciun fel de îndoială pentru că altă persoană din municipiul Caracal va fi candidatul acestei Uniuni Social-Liberale. Candidatul Partidului Social-Democrat este domnul Eduard Ciocăzanu, iar implicit, probabil, dacă se va ajunge la un candidat comun, această persoană va fi acel candidat. În afara acestui subiect, nu pot să vă spun prea multe, noi avem o legătură prietenească, să spun, cu Partidul Liberal în acest municipiu, însă așa cum s-a văzut și la alegerile prezidențiale din toamna acum 2 ani, era să zic anul trecut, noi am avut un procentaj extraordinar de bun și fără dumneavoastră. Așa că nu ne facem o problemă din a merge cu dumnealor, probabil o să avem un procentaj foarte bun dacă vom merge alături de dumnealor, dar o să avem un procentaj mulțumitor sau bun dacă vom merge și singur. Dumnealor rămâne să-și stabilească acest punct de vedere, oricum nu vom putea avea un candidat din partea liberalilor și în nicio formă în municipiul care. Legat de sondaj, nu considerați că trebuie să ajungeți totuși, adică nu vă doriți în momentul ăla de vorbului, candidat comun din partea liberalilor. Dumnealor, dacă vor, pot să-și pun un candidat propriu, pentru că în cadrul acestei uniuni sau al Consiliului care conduce această uniune, fac și eu parte din acest Consiliu și nu s-a pus niciodată problema ca la Caracal să fie un candidat comun. Dumnealor știu foarte bine care e potențialul dumnealor în acest municipiu. Probabil vor merge cu un candidat propriu pentru a avea cât mai multe locuri în Consiliul Local. Dacă mă întrebați de acest Consiliu, sper să avem o majoritate strobitoare, așa cum sunt învățați caracaleni, și nu să rămânem la un număr de 6 candidați și până la urmă să fie unul singur. De 6 consilieri și până la urmă să fie unul singur. Pentru că Partidul Social Democrat are 3 ani de zile de când are un singur consilier. Începe să mă întrebați. În momentul adevărului, nu considerat necesar să efectuați un sondaj în care să fie alături de domnul Ciocăzanu și ceilalți candidați, unii care s-au aumentat, alții potențiali, ca să stabiliți exact punctul de plecare. Și ce aveți de făcut în funcție de rezultatele acestui sondaj. Dacă v-ați gândit să-l efectuați și când, sau să faceți mai multe sondaje, Uniunea Social-Liberală, așa cum spuneați dumneavoastră, are în programul ei o serie de sondaje. Primul sondaj va fi undeva la sfârșitul lunii septembrie și în municipiul Caracal și în alte orașe, în toate orașele, de fapt, din județul Orb. Noi tocmai de asta am lansat... Da, localitățile din fostul Romanaț vrem să le dezvoltăm totodată cu municipiul Caracal. Este una din prioritățile noastre. Dacă vom reuși acest lucru, nu dacă îl vom reuși, îl vom reuși sigur acest lucru, după ce vom lua primăria de la Caracal și primăria mai multe localități din județul ăsta și din zona fostului Romanaț. Deci, vă pot răspunde prin următorul ăsta, sau prin următoarea gândire. Până acum,
nu știa nimeni care e candidatul Partidului Social Democrat. Acum îl cunoaște, iar într-o lună de zile putem să ne facem o imagine unde se situează dumnealui într-o competiție directă cu candidații pe care i-au numit sau pe care îi vor numi celelalte formațiuni politice din municipiul Caraca. Sunt zvonuri, sunt lansate diferite ipoteze, sunt anumite sondaje care au fost efectuate până acum, însă în acele sondaje am fost eu cel care am fost băgat pe postura de candidat la postul de primar. Din punctul meu de vedere, eu am făcut un sondaj sau am comandat un sondaj acum ceva timp și s-a văzut de reale. În Chibulene sunt sondajele făcute până acum în municipiul Caraca vis-a-vis de Partidul Social Democrat. Dar așa cum vă spuneam, Uniunea Social Liberală a recomandat un sondaj la sfârșitul lunii septembrie, iar la începutul lunii septembrie, pe octombrie, vom ști sigur unde ne situăm vis-a-vis de contracandidații domnului Eduard Ciocăzeanu în municipiul Caraca.